La Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice din Câmpul Lung, a avut loc astăzi prezentarea unui proiect european care are ca public țintă atât tineri antreprenori cât și persoane cu vârste de până la 64 de ani. La eveniment au participat cadre didactice ale facultății, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, precum și tineri antreprenori, viitori participanți la proiect. Antreprenor smart, tineri responsabili, ambițioși, motivați și de succes, este un proiect care își propune să susțină 42 de firme nou înființate dintr-un total de 350 participante. Dezvoltăm cultura antreprenorială pe Sud Muntenia. Afacerile se adresează celor care locuiesc în regiune, în cele 7 județe, nu numai în Argeș, ci și în Dâmbovița, în Prahova, în Giurgiu, în Telorman, în Călărași și în Ialomița. Persoanele care doresc să acceseze aceste fonduri, care doresc să intre în grupul țintă, să beneficieze de formarea antreprenorială, trebuie să aibă domiciliu sau reședința, fie în mediul rural, fie în mediul urban, dintr-o localitate din aceste 7 județe. Afacerile care vor fi, chiar dacă nu este o restricție de coduri CAIEN, vor fi non-agricole. Și vor avea sediul social, dar și punctele de lucru în mediul urban. Și acest lucru vreau să fie cunoscut încă de la început pentru cei care se gândesc să devină sau să reia o altă experiență de antreprenor. Printre invitați s-a numărat și directorul economic al primăriei Câmpul Lung, Viorica Iarca. Aceasta a ținut să amintească faptul că municipalitatea încurajează aceste proiecte, mai cu seamă că și primăria Câmpul Lung este implicată într-un proiect cofinanțat de Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Ne bucurăm că se adresează în primul rând acest proiect se adresează în primul rând unui grup țintă care să vină să dezvolte partea de antreprenoriat local și interesul nostru al municipalității îl reprezintă și îl va reprezenta întotdeauna dezvoltarea unui mediu de afaceri propice și de bun augur pentru municipiul Câmpul Lung. Deci aș dori să se știe că din partea municipalității se acordă tot sprijinul, dorim ca pe viitor să putem încheia și niște parteneriate și niște asocieri care să vină în sprijinul atât al facultății cât și al în sprijinul implementării și în ajutorul implementării proiectelor care se derulează și pe care le depun spre implementare anumite instituții de învățământ din municipiul Câmpul Lung. Totodată aș dori să vă spun că la nivelul municipiului Câmpul Lung derulăm și noi un proiect finanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman pe măsura 4.2. Pentru că proiectul se referă și la tinerii care sunt înscriși la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, indemnizați sau fără indemnizație, șeful agenției, Paul Petrescu, a salutat inițiativa. Un singur lucru aș vrea să spun, cred că dacă noțiunile de antreprenoriat s-ar preda din ciclul primar, pentru că de acolo ar trebui să înceapă pentru noi toți, pentru că toți care suntem aduți la acest moment, antreprenoriatul n-a existat decât în teorie, la școală n-am învățat așa ceva, dacă pentru tinerii și pentru viitorii antreprenori informațiile ar veni din ciclul primar și s-ar dezvolta pe parcursul vieții de elev, rezultatele ar fi altele. Niciodată nu-i târziu. Să sperăm că cei care vor accesa, tineri, adulți, mă rog, persoane care vor accesa și vor face proiecte, vor avea succes, dar, repet, ce am spus-o și tot cu o ocazie similară și tot aici, cred că trebuie făcută diligență ca Ministerul Învățământului să schimbe optica, pentru că nu mai este nevoie să scoatem bandă tineri care nu au finalitate cu piața muncii. Important este ca toți tinerii, sau majoritatea, să poată să aibă un loc de muncă la finalul ciclului liceal cel puțin, dacă nu și la ciclul universitar. Sigur că sunt chestiuni care nu se rezolvă aici, dar să primim cu succes acest proiect și să sperăm că la final vor fi foarte multe locuri de muncă nou create. Organizatorii sunt încrezători că din Argeș sigur vor fi firme care vor beneficia de această subvenție a Uniunii Europene. Proiectul se intitulează Antreprenor Smart, tineri responsabili, ambițioși, motivați de succes.
Este un proiect finanțat din Fondul Social European și prin schema de ajutor de minimis de către Guvernul României. Este un proiect care se adresează în special tinerilor antreprenori, viitorilor antreprenori sau celor care au mai exersat antreprenoriatul și vor să-l dezvolte. Are o componentă de formare antreprenorială, ceea ce presupune că potențialii candidați trebuie să se înscrie în grupul țintă, trebuie să participe la aceste cursuri. În cadrul acestor cursuri de competențe antreprenoriale vor dobândi informații atât teoretice, dar sperăm noi mai mult practice, studii de caz pe fiecare modul în parte, adaptate planului de afaceri pe care dânșii vor trebui să și-l realizeze pe această perioadă de formare și cu care să intre într-o competiție pentru selectarea celor mai bune planuri de afaceri din regiunea Sud-Muntenia. Cursurile sunt proiectate conform graficului de activități să se desfășoare între luna martie și luna august. Proiectul se derulează pe toată regiunea Sud-Muntenia, respectiv 7 județe și în cazul nostru suntem în județul Argeș, deși în județul Argeș. Derularea acestor cursuri se va efectua strict în weekenduri, sâmbătă și duminica, pe cele 5 module. Practic vor fi 5 weekenduri consecutive pentru fiecare modul în parte. Iar adresabilitatea acestui proiect este către 3 mari categorii de persoane. Le-am menționat și mai devreme, le repet acum punctând pentru fiecare în parte. E vorba de șomeri, e vorba de persoane inactive și de persoane ocupate. De reținut că afacerile trebuie desfășurate în mediul urban și nu vor fi eligibile cele din domeniul agricol. Cursurile pentru formarea noilor antreprenori vor începe cu data de 3 martie, fiind organizate în cadrul Facultății de Științe Economice din Câmpulung.